sostegno di Narodzie. Amen. Vraźnie, dim pici na morce, dum ne dono na zatki. Kiske kano na zatki. A te dano na zatki. A gdzie kakryt? Nie sposób. Szaskie. A te dano na zatki. Sienie zagasyca, pata spunie, kakryty jada, kazysieka nie sposób zemo. Rona zatki. Și-o nume, care mai pe sus de orice nume, ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al lor din cer și aia să pleacă de acolo din cer. Îngerii, ierofimii, serafimii, păturile, toți, și aia să pleacă. Și ce-o șecit în Filipeni. Ca numele lui să se plece orice genunchi, al lor din cer, de pe pământ și de sub pământ. Noi am ajuns mai pe sus ca ei din cer. Ce pocăință e asta la noi? Și apoi încă avem pretenții și ne-a zocotit copiii Dumnezeu. Deci, când, în loc, cum stă noi? De când am venit aici pe mine, așa m-a durut, când am văzut ce faceți aici. Deci, nici o singură plecare pe genunchi. De aș o primi el dreptora, ca numele lui să se plece orice genunchi, din cer, de pe pământ și ghițul pământ. Deci, unii negă sunt dragi în el, înaintăm pe calea pocăinții, ori dăm înapoi. Ca mult să nu mai facem rugăciuni, așa cum cere Biblia. Deci, Domnul Iisus a putut trei rugăciuni, cu fața la pământ, acolo în Ghetsiman, unde trebuie să se roage. Deci, prima rugăciune de o oră întreagă arată, prima rugăciune. Și-o ruge la Tatăl, că dacă-i cu putință, să treacă de la mine paharul ăsta. Totuși, nu voia mea să facă și asta, așa arată. Și s-o ruga, o oră întreagă. Noi o oră de rugăciune și cu vorbiri, și cu cântări, cu tăie ce avea face noi. Nu, și uite, Domnul, o rugăciune singură, aia o pot două oră. Alea la ce două, nu mi-arată că cât o singură, nu mi-arată. Dragii mei, deci, dacă o stărui el, că e cu putință să treacă, să nu-mi deie. Așa cerut, așa cerut, o stăruit într-a. El a ascultat Tatăl ca să-l scape de la pahar și era cu noi, cu întreagă omenirea, am și pierdut stăvine, am și o pierdut. Dar nu se vede că l-a ascultat. El a zis că nu voia mea și a ta, dar stărui dacă face să scape. Și eu știu că de acolo, de acolo vin, dar când eu spun la apostol, în câte locuri arată că cum aș fi dat mâna neamului, cum și-or face joc, cum l-o răsini și cum l-o omorâ și a treia zi va învie și acolo îngheți bani și are să depărteze paharul de la el. Deci, să vezi, nu căpăta răspuns nici în prima rugăciune, nu căpăta răspuns nici în a doua rugăciune. De pe ce puteți ști că nu căpăta răspuns nici în a doua. Că s-a dus a trei oare să-și arașe la lucru. E dovadă că nu o primi rezultat. Și apoi se zice la treilea rugăciune. Apoi cum arată Luca, în Luca 22 acolo, adică acolo arată Luca că s-a dus să se roage și apoi arată că i s-a arătat o înger din cer. O trimis Tatăl la copilașul lui o înger, dar și nu se vie să-mi scape din la pahar. Dar aș fi putut să-l iei, să-l ducă. Și nu avea și răsine.
Da, și uite, că a venit îngerul să-mi întărească, să poată avea paharul. Acolo nu scrie cuvântul, că ce i-a și spus îngerul lui Iisus, dacă a venit să-mi întărească, eu și dacă înțeles îngerul, nu de-aia ai vint aici să scap, să nu bei paharul, că de-aia ai vint aici să-ți dai viața ca preț de răscumpărare, să-ți câștigi un popor care să-ți poarce numele. Eu și dar înțeles, când a văzut Iisus, m-a luat acolo în Luca, că nu-i cât de scăpare, a început să roage mai fierbinte. Așa arată, nu ca noi, cu alea. 2-3 minute, dacă se pun ceasul să vedeți rugăciune, de 2 minute s-a demut, 3, și cu obrazul scas, așa se ruga Iisus. Noi face rugăciuni cu obrazul scas, și alea 2-3 minute cu obrazul scas. Deci, și formă, dragii mei, de nu ne schimbăm, o regreta, o vernișie întreagă în geana focului, de nu ne schimbăm din situația asta. Rugăciuni, dragii mei, trebuie așa, deci, cum s-o ruga Iisus, vedeți, cum arată Biblia și rugăciunile, cum era mai înainte, când era, cum dacă ne-am contat, dacă ne-am controlat, ce arată cuvântul? Romani, capul 13, versetul 11, ce zice? Și așa, dacă atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, ce zice? E șasul, e vremea, timpul să vă treziți în sfârșit din somn. Așa scrie? Că acum zice, mântuirea mea aproape de noi decât atunci când am crezut. Ce-o vrut să arăce acolo că mi-a aproape? Cum de nu zice acolo cuvântul că venirea Domnului mi-a aproape că când am crezut? De ce zice mântuirea? Nu vă dați seama, la sfârșit a trecut peste el și a rămas așa, neclară pe cal. Cum de nu zice venire? Nu, acum, ia. Dai citire la Evreii 9, uitați și vedeți, Evreii 9, versetul 27 și 28, ce zice acum? Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a dus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Așa. Când s-a arătat Domnul a doua oară, cum o și ce? Mai vine să răstignească pentru păcate. Mai vine să mă arăt a doua oară în vederea păcatului, să vie să iei păcatele oamenilor. Nu mai vine așa. Să vă arăt a doua oară, dar nu în vederea păcatului. Că? Cum a zis, s-a arătat, s-a aducă mântuirea. Dar mântuirea la lui, când o aduce? Când o aduce mântuirea? Nu la venire. Păi atunci la venire le aduce mântuirea. La cel așteată, o nu atunci. Mântuirea de plină. Cum? Mântuirea de plină atunci. E, dar vă nu știți încă aduce două mântuiri. Una ne plină și una plină. Nu știu ce-mi așa.